În ianuarie 2024, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, au fost realizate un număr de 240 de acțiuni de control, din care 144 în domeniul relațiilor de muncă și 96 în domeniul securității și sănătății în muncă. Urmare finalizării acestor acțiuni, au fost dispuse un număr de 276 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate. Un număr de 97 de angajatori au fost sancționat cu 123 de sancțiuni contravenționale, din care 82 de avertismente contravenționale și 41 de amenzi în cuantum de 85.500 de lei. În luna ianuarie 2024 au fost realizate un număr de 96 de acțiuni de control în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost dispuse 67 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Un număr de 61 de angajatori au fost sancționați cu 70 de sancțiuni contravenționale, din care 55 de avertismente contravenționale și 15 amenzi în cuantum de 58.500 de lei. La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț au fost comunicate 18 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, căderea de la același nivel și accidentele de circulație. Două evenimente comunicate au fost mortale. În ianuarie 2024, inspectorii de muncă au realizat un număr de 144 de controle în domeniul relațiilor de muncă, au fost dispuse 209 măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicate un număr de 53 de sancțiuni contravenționale, din care 26 de amenzi în cuantum de 27.000 de lei și 27 de avertismente contravenționale. În această lună, angajatorii au înregistrat la instituția noastră un număr de 20 de contracte colective de muncă.